Bun găsit, sunt Oana Matei. Vorbim astăzi despre hibiscusul, despre trandafirul japonez, așa cum popular îl numim, cu cele mai mari flori. Hibiscusul Moscheutos Luna, așa îl cheamă pe el și îl aveți chiar aici lângă mine. O floare mare și superbă, nu este cea mai mare floare pe care a făcut-o. Și astăzi ne oprim la un aspect legat de el și anume înmulțirea. Pentru că cel mai ușor se înmulțește prin semințe. Ei, așa arată semințele atunci când sunt coapte, pentru că după ce se trec frumusețile astea de flori care, ca la orice hibiscus, durează doar o zi, mâine nu o să o mai vedeți așa, mâine o să vedeți un boboc strâns și ofilit. Ei, în timp vor apărea aceste capsule cu semințe. Aici mai avem niște bobocei, dar aici așa arată după ce se trece floarea. Aici este capsula care se formează. Acum nu e coaptă, va trebui să așteptăm să ajungă în această formă uscată. Perioada în care acestea se formează și sunt suficient de mature este toamna. Însă, atenție, perioada optimă de plantare pentru semințe, pentru însămânțat, este primăvara. Undeva prin martie-aprilie, în locuri adăpostite, în locuri calde, pentru că semințele au nevoie de o temperatură undeva în jur de 20 de grade ca să germineze. Au nevoie de temperatură ridicată. Este o plantă tropicală. Mai e un aspect de care trebuie să ținem cont. Faptul că germinează destul de greu. Și atunci putem să le ajutăm, să ajutăm semințele și să le ținem câteva ore înainte să le însămânțăm, fie în această combinație de apă și apă oxigenată pe care am făcut-o, sau în combinația de apă cu aspirină, cu acid acetisalicilic, care are proprietăți foarte bune pentru plante, ajută și la germinarea semințelor mai repede și cu o rată mai mare și la formarea rădăcinilor. Bun, ce mai trebuie să facem? După ce am ținut semințele în apă, cu ocazia asta se și hidratează dacă le-am ținut peste iarnă, va trebui să le plantăm individual, deci nu în cuiburi. Ele se plantează în mod normal în alveole, câte una în alveolă, așa, și le îngropăm bine. Eu am să plantez aici 4, pentru că este o casoletă mai mare. Nu germinează la lumină, germinează, deci putem să le îngropăm. Bun. Udăm ca de fiecare dată după ce am pus la însămânțat și acoperim casoleta. Sau, după caz, alveolele. În câteva săptămâni ar trebui să apară noile plântuțe, pentru că sunt semințe cu tegumentul gros, sunt dur și atunci apar ceva mai greu, vă spuneam. Va trebui să așteptați ca să și înflorească un hibiscus obținut din semințe, dar cred că merită așteptarea la cât de frumos arată și cât de mult înflorește. Vedeți, deja are o floare care s-a trecut și mai sunt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 boboci care trebuie să înflorească în zilele care urmează. Sunt Oana Matei. Dacă aveți întrebări, vi le aștept pe site www.ingrijireaflorilor.ro.